Prietenii mi-a parcat și o mașină aici. Mai mă duc așa pe la târgu Îndrăgostiților să văd ce mai e pe acolo. Fac un tic-tac și gata, bam bam. Ia uitați, prieteni, ce frumos. Ziua Îndrăgostiților. Hai să vin și eu chiar de ziua Îndrăgostiților, chiar dacă nu sunt îndrăgostit. Aole, e muzică aici, nu-mi place că e muzică, trebuie să vorbesc. Sper să nu se audă muzica pe telefon. A? Hai că nu se aude. Deocamdată, bam, bam. Interesant. Acum când nu e muzică, e bine să filmez. Da și turnul Eiffel. Și poarta sărutului, prieteni. Aveți și scena acolo în spate. Bam bam. Iar muzica. Gata, prieteni, am ieșit de la târgul Îndrăgostiților. Ce frumos e aici la Aelogiu sector 3. Gata că e muzică. Gata, prieteni, am fost și eu la târgul de Îndrăgostiți. Nu știu ce caut eu acolo, dar am fost. Mi-a lăsat și o mașină aici. N-am vrut să o bag acolo la subteran. Că e cu plata acolo, aici nu e cu plata, prieteni. Numai dacă nu mi-au blocat roțile. Glumesc. Am zis că tot eram în zonă și ar fi fost păcat să nu merg să fac și eu un TikTok. Deci chiar am făcut un TikTok, prieteni. Și acum o să merg acasă. Am dat și sticlele. Am făcut afacere. 4,50 lei, prieteni. Ce are? De ce să le arunc? Nu? Face și voi ca mine? Așa trebuie. De acum încolo nu o să mai cumpăr sucuri și băuturi fără simbolul respectiv, pentru că orice se poate întâmpla să-ți oprească și dacă nu are simbolul. Și atunci de ce să-mi oprească? Că așa au făcut ăștia bani acum, șmecherii ăștia de la magazine. Nu mi se pare normal. Cumperi sticle și îți ia garanție și nu are simbolul respectiv ca să-ți iei banii înapoi. Vedeți ce șmecherii? Uite, am venit și la mașinuța mea. Hai, bam bam. Uitați, gagicilor, și pentru voi de ziua Îndrăgostiților, să nu spuneți că nu v-am luat. Hei, PC. Uite, pisicuță. Tare, prieteni. Ce credeți că fac? După ce am vândut peturile, am luat 4,50 pe 90 de pe peturi. Nu aveau simbolul acela. Eu eram fraier să le duc acolo dacă aveau simbolul. Și vreau să spun că m-a sunat Bogdan. Mi-a spus că vine cu Olga, cu trenul. Vine să-l vadă pe fratele lui, că Leo tot i-a spus, vine-o încoa, că vor să vorbească. Și îmi spunea Bogdan că pe la 6:30, 7 ajung și ei pe la gara de nord. Dacă sunt liber pe atunci, să mă duc să iau? N-am timp. Nu vreau să merg nici la spital. Nu vreau să merg nici să iau de la gară, ce sunt eu, taxiu. Când am putut, am putut. Acum, mai răruț că e mai drăguț, prieteni. Înțelegeți? Așa că, mai bine, uite ce frumos e la platou acolo. Așa că să se descurce, să ia Uber-ul sau să se ducă cineva după ei, să ducă Alin. Nu mai vreau să fiu băiatul ăla bun. Înțelegeți? Ce rost are. Sunt prietenii mei.
și fiecare să se descurce în felul lui. Nu m-am dus la nimeni acasă peste nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, înțelegeți? Nu am apelat la ei niciodată, nu o să apelez. Unii dintre voi spuneați că de ce nu-i primești la tine? Păi ce treabă am să-i primești la mine? Ei când m-au primit că au avut nevoie de mine, nu m-au primit că sunt eu Cristi Marin. Înțelegeți? Așa că asta e mica mare diferență. Că eu nu apelez la nimeni, cu nimic. O fac treburile așa cum știu eu cel mai bine. Și cu asta basta, prieteni. Uite, acum, de exemplu, am ajuns iar în parc. Îmi place în parcul ăsta, chiar e frumos. Relaxant, aer curat. Și eu nu am treabă să mai merg eu la spital sau să nu știu ce. Da, l-am văzut pe Leo, e binișor, e bine. Doamne ajută să fie și mai bine. Oricum, atâta timp cât o are pe trompetista, nu o să fie bine niciodată, prieteni. Și voi știți acest lucru, așa că îl lăsăm să cânte la trompetă. Nu? Eu nu vreau trompetiste, nu vreau să am de-a face cu trompete. Eu vreau să am de-a face cu o fată drăguță, dar se pare că iar n-am avut noroc. Aseară mi-am încercat iar norocul. Era o găjică care se tot uita după mine. Și am zis, hai să tot îmi zâmbea, tot întorcea capul. Și am zis, bă, am văzut că mi-ai zâmbit, că altfel nu mă băgam în seama așa, iurea. Înțelegeți, prieteni? Drăguță fata, dar doar atât. Fiecare cu treaba lui. N-a fost să fie. Am văzut că spuneți acolo Roxana și nu mai știu cine, Carmen, că vreți tort de la mine. Păi eu vă dau, dar cum facem? Eu sunt în sectorul 3 în București și vă aștept. De unde sunteți voi? Eu chiar vă aștept. Cumpăr atunci pe moment, că na, nu mai am tort acum. Dar ce, nu pot să cumpăr? Știu că sunteți niște pofticioase și eu la fel. Și mâncăm un tort împreună, care e problema? Mergem, uite, de exemplu, mergem aici la o băncuță, la o măsuță undeva și mâncăm afară frumos, în aer liber, curat. Dacă vreți, mergem la cofetărie, nicio problemă. Dar nu e tortul ăla de la Lidl. Mergem la cofetărie, luăm câte o prăjiturică, cum se făcea pe timpuri odată și așa era frumos. Scoteai fata în oraș, la cofetărie, la un film, la un ciubuc, la un cico, la un cartof de ăla de 3 lei, mai țineți minte? Și asta era treaba. Acum, fetele vor la mall, din prima, la cumpărături. Urmă, la cinema mă gândesc. Păi de ce e atâta balamuca acolo când poți să vii în parc așa frumos? Ia uitați, prieteni. A? Parcă e altceva. E altceva în parc, prieteni. Vii cu fata de mână, nu știu ce, un sărut sub un copac, că dacă vine ploaia, să nu ne plouă, nu? Lumea și-o prieteni, dar nu mai sunt timpurile care erau odată, nu mai sunt fetele alea care vor să le prim, să stai cu ele de mână, să le prim prin parc, se plictisesc și ele vor, dacă se poate să le iei și o mașină. Eu nu mi-am schimbat mașina mea, așa că aia e. Se lua cineva de bucătăria mea, că vezi, Doamne, nu e mobilată, nu știu ce. Păi, bucătăria mea e mai mare decât camera ta. Prietene. Dragă prietene. Și eu dacă am fost tot timpul plecat, am mai făcut eu pe fugă așa, mi-am făcut baia, am făcut nu știu ce, la. Și în câteva zile am plecat în America. Sunt tot timpul pe plecare, pe fugă, n-am timp de multe chestii, dar o să fac și bucătăria, o să fac eu tot. În casă la mine să nu credeți că nu e aranjat totul, nu știu ce, stați liniștiți că e bine, pe jos e bine, vopsit e vopsit, doar că este calciu, care este problema, cu ce deranjează calciu, că mie chiar îmi place calciu, înțelegeți? Pe tavan, am tavan de la fals,
M-am ocupat de multe chestii în casă, stați liniștiți, nu mai vă faceți griji. Că nu-mi place mie să am prea multă mobilă în casă, asta e, vreau să am mai mult spațiu. Da? Vreau spațiu să am, nu să-mi ocupe mie mobila. Să-mi ocupe locul, da? Înțelegeți, prieteni? Vreau așa cu gust, că la american, nu zăpăceală cum era odată, da? Da, dacă nu aveți gusturi, ce să vă fac? Voi vreți să aveți dulapuri în toate camerele și peste tot și să nu puteți să vă desfășurați. Eu știu cum sunt, de fapt, bucătăriile la majoritatea, mai ales dacă stai la garsonieră sau la două camere sau nu știu ce, înghesuite, prieteni. La mine nu e o bucătărie înghesuită, chiar ai spațiu și îmi place. Înțelegeți? E loc de mai bine peste tot, oricând. Dar, na, sunt un om ocupat, prieteni, și toate la rândul lor. Da? Prefer să fac eu treburile mele și să merg să mă plimb și să nu mă bâzie nimeni la cap. Uitați-vă la voi în ogradă, aia care comentați aiurea, și nu mai vorbiți de alții. Stați liniștiți că eu mă descurc. Nu-i problemă. Da? Că am bani, că nu am bani, e problema mea. Am, normal că am. Ce, dacă ai bani, acum trebuie să ce? Să-ți arăt ție că am eu nu știu ce bucătărie? La, să stai liniștit acolo în banca ta. Și dacă mai comentezi multe și blochezi. Frustratule sau frustratul care ești frustrată. Da? Hai să mai filmez pe aici, prin zonă, că văd că e foarte frumos. Să vă prezint meteo sau vă prezintă trompeta? Asta, că vă prezintă trompeta. Pentru că sunt sigur că o să fac un vlog astăzi. Ziua iubitului meu, cât de dor îmi este de el. Aș vrea să merg la spital, dar nu se poate, că i-a spus să nu vin. Să nu cumva să vin. Și știți care e marea șmecherie? Că ea se așteaptă ca ea să primească cadou, nu ea să facă cadou lui Leo, că e ziua lui de naștere. Înțelegeți? Asta e marea problemă. Că, na, prin ziua îndrăgostiților, ei sunt foarte îndrăgostiți. Mai ales ea de Leo. Ea e îndrăgostită lui Lea. Nu mai poate să doarmă noaptea, prieteni. Hai, sănătate și ne vedem diseară, da? Pe acest clip. Ba-bam. E, asta e chiar frumos, adică sunt decât eu în parc, din câte observ. Ziua îndrăgostiților, prieteni, oamenii stau la căldurică și se iubesc, nu? Merg până la lac și mă întorc și am plecat acasă. Îmi fac eu timp pentru toate, prieteni. Viața e scurtă și trebuie să te plimbi, să umbli în lumea largă, dacă ai ocazie, de ce nu? Eu am avut ocazie, am ocazie și merg și mă plimb și nu stau în același loc. Deși îmi place cel mai mult în România, prieteni. Nicăieri nu e ca acasă. Asta se știe de când e lumea și pământul. Dacă mă nășteam în America, îmi plăcea în America, rămâneam acolo. M-am născut în România și asta e. Îmi place aici. Chiar dacă familia mea toată e acolo, asta e. Nu poți să stai numai cu familia. Nu? Ține legătura și ai. Uite, iau pe aici frumos. Deci uitați-vă și voi, prieteni, cât de frumos e în parc. Nu e frig.
trebuie să mă duc și pe acolo, pe la, pe la târgul acela de ziua îndrăgostiților, nu știu ce să fac, doar așa să văd, să văd ce-a mai apărut pe acolo, doar atât. Patronul e la, la terme, n-are treabă, îmi trimite filmulețe de alea că, că e la terme, mi-a arată gagicuță pe acolo. Bravo lui, să-și trăiască și el viața. Fie sănătos și la pungă gros. Cum e parcul prieten? Care fete spuneau că sunt aproape de parcul Pantelimon? Chiar nu putem să vorbim în privat, să ne vedem aici la un suc, la o plimbare în parc, că nu mănânc pe nimeni. Ce sunteți așa rușinoasă? O ia și un interviu dacă vreți să fiți filmate, dacă nu vreți să fiți filmate, vorbiți din spatele camerei măcar. Așa e frumos. Ce sunteți așa speriate, dragilor? Trebuie să vă speriați, pentru că nu vă fac nimic rău. Vorbim, ne cunoaștem, socializăm și putem să ne și împrietenim, de ce nu? Nu neapărat să avem o relație. Stați liniștite, că o relație nu se face așa, te vezi odată și gata, bam bam. Înțelegeți? Hai să întorc camera, să concluzionez. Și asta e. Dragilor, în concluzie, veniți să ne cunoaștem, ales dacă sunteți din București, de ce nu? Socializăm, ne împrietenim. O prietenie e mai importantă decât un act textual, prieteni. Corect? Dacă vreți, dacă nu, eu sunt disponibil să socializez, să vorbesc cu oricine, nicio problemă, și cu femeia de serviciu, dacă se poate. Și iată, ne ascunde, ne frică de ce. Ne place să urmărim vloguri. Dar dacă primiți o invitație de genul, vă rușinească, nu vreți să ce? Stați liniștite că nu vă filmează nimeni. Eu pot să filmez așa și tu să stai în spatele camerei și să doar să vorbești dacă vrei. Nu trebuie să vă speriați. Da? Trăim într-o lume, într-o altă lume. Lumea calculatoarelor, internetului, o lume modernă acum. Orice se filmează. Nu mai ești de capul tău, prietene. Înțelegi? În concluzie, vine Olga și Bogdan și nu am timp să mă văd cu ei. Am alt program și de seară vreau să mă uit și la Exatlon. Exatlon, auzi, la Survivor. Asta e. Mai bine mă uit la un reality show decât să sau să pierd vremea așa, mă duc să, sau la un film dacă e, sau vă fac vouă o invitație la un film, la mall dacă e, nu-i problema asta, dar e bine să ne vedem în parc și pe urmă vedem noi după aceea, nu direct la film, nu? Hai, sănătate prieteni și bam bam, uitați lacul în spatele meu și soarele pe fața mea. Mă bronzez, prieteni. Să mă gândesc la următorul subiect pentru mâine dimineață. N-am apucat să mă uit la vlogurile pe care mi le-a spus voi în legătură cu Ion Dileaua. Că doarme la Anca acolo în curte. Chiar n-am apucat să mă uit. Anca știu că n-are nimica cu cu Ion. Chiar este milă de el. Dar
El a luat darul băuturii. Nu te mai înțelegi cu el. Uite, șut. Pe lângă. Uite, mai sunt copii care joacă fotbal. În America toți copiii fac câte un sport. Da, prieteni, în America toți copiii fac câte un sport. Uite, și părinții mei și tata Aurel duceau nepoții ba la karate, ba la fotbal american pe Dylan, la fotbal, la soccer, la not, la o grămadă de sporturi, prieteni. Basket, nu mai zic. I-a dus tata peste tot, i-a dus. S-au ocupat de ei. Sunt niște copii sănătoși, nepoții mei. Înțelegeți, prieteni? S-au ocupat de ei. Du-i la școală, du-i acasă, du-i la școală, du-i acasă. Mama le făcea mâncărică, sănătoasă, bună. Aveau și responsabilități cu nepoții lor, nu? Se pare normal. Așa, părinți minunați ca ai mei, vă doresc și vouă, dacă aveți, foarte bine. Să vă iubiți părinți și să-i respectați, prieteni, pentru că așa trebuie. Păcat de cei care și-au abandonat copiii. Tot o problemă a banului. Vedeți? Ce să-i faci? Asta e. Ai mei au crescut, adică ne-au crescut pe noi, trei băieți. Și ce credeți, prieteni, că mai aveam un frățior care ar fi fost cel mai mare dacă ar fi trăit? N-a fost să fie, după două luni a plecat, prieteni. Nu mai contează. Ar fi fost cel mai mare dacă era. Așa că oricum eu sunt cel mai mic. Sunt prâzlea, cel voinic. Hai, sănătate, bam bam. Reclamă la contul meu de TikTok, Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram, Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok. Sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, Instagram. Deci am și Instagram. Hai, bam bam.